În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cum era și firesc, sau cum era și normal, în momentul în care am sărbătorit praznicul Învierii, adică pe Fiul lui Dumnezeu răstignit și înviat, în momentul în care am sărbătorit praznicul schimbării la față, și am auzit glasul Tatălui din cer, acesta e Fiul meu iubit, pentru care am binevoit pe El să-L ascultați. Așa cum la înălțare am văzut pe Duhul Sfânt ascuns în chip de nor în înălțarea Fiului la cer și în curățirea căii către scaunul cel necuprins al Treimii. Iată, astăzi sărbătorim soborul lui Dumnezeu. Așa zisa, dacă vreți, terminologie de trei ipostasuri, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Treime. De aceea ieri s-a sărbătorit pogorârea Duhului Sfânt, deci Duhul Sfânt separat. Și în concepția omului, dacă ați văzut, au și inventat acatistul Sfântului Duh. Nu este Duhul Sfânt ceva ce umblă călător și umblător prin lume, fără Tatăl și fără Fiul. Deci când citiți acasă rugăciune, sau vreți să înălțați un imn lui Dumnezeu, avem trei rugăciuni categorice. Acatistul Mântuitorului și Domnului Iisus Hristos și acatistul Preasfintei și de viață Făcătoarei Treimi. Nu este acatistul Tatălui, acatistul Fiului și acatistul Duhului Sfânt. Sunt mici rupturi mai vechi, rămase de prin anii 50, care s-au cuibărit undeva prin Muntenia și de-a lungul vremii s-au mai perpetuat. Deci, cinstim un singur Dumnezeu în trei fețe. Lucru demonstrat la Sinodul 1, când s-a spus categoric. Fiul este consubstanțial cu Tatăl, adică și are esența în Tatăl, deci născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, este egal cu Tatăl și în același timp este una cu Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Repet încă o dată că am spus și ieri. Deci nu putem vorbi în cer de trei Dumnezei. Nu există Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, ci există ipostasul Fiului și al Duhului Sfânt în ființa Tatălui. Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede și Fiul lui Dumnezeu născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Stabilite în Sinodul 1 și 2, deci ecumenic, numit întâi simbolul apostolic, a celor 12 apostolici, apostoli consemnat în Constituțiile Apostolice, apoi vorbim de simbolul nicean, deci cel care a fost primele 8 articole ale crezului întărite la Sinodul I de la Nicea 325 și aici tradiția populară și știm din vețile Sfinților, cel care a demonstrat esența și puterea dogmei Sfintei Treimi a fost bătrânul moș Sfânt Spiridon, care avea vreo 96-98 de ani, avea o mitră de papură, era cu un ochi scos, cum fusese martirizat pentru dreapta credință, pulpa piciorului tăiată și s-a prezentat și el la sinod și toți s-au speriat că, na, în ședințe din acestea publice și de înaltă teologie trebuie să fie oameni pregătiți. La vremea aceea erau doi mari strălucitori sfinți părinți. Diaconul Atanasie al Alexandriei, Sfântul Atanasie cel Mare, și Alexandru al Alexandriei, deci iarăși cel care îl condamnase pe Arie pentru cea prostie pe care spunea că fiul e mai mic ca tatăl și că ar fi o creatură superioară. Dar Sfântul Spiridon a luat-o băbește și a spus așa, băi fraților, ce ați vorbit până acum tot e bun, dar trebuie să fie mute buzele care vorbesc împotriva adevărului. Și ritorii lui Arie au amuțit pe loc. În clipa următoare, el a luat o cărămidă, a ridicat-o în sus, a arătat-o și a spus scurt. Vedeți, aceasta este alcătuită din pământ cu apă și este coaptă în foc. Acum vă voi arăta cum acestea trei sunt unite și neamestecate. Și strângând cărămida în mână, apa s-a dus în jos, că e stihie grea, focul s-a dus în sus, că e stihie ușoară și pământul i-a rămas în mână. Și că vedeți, așa este și Dumnezeu. Unul în ființă. Am mai văzut emisiuni din acestea pe la televizor, când așa zici și teologi paraleli cu
dreapta credință, dar oameni de cultură care se dau deștepți și vorbesc despre Dumnezeu, au spus, zice, da, eu îl respect și pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Tatăl, parcă era ginerile cu socru. Nu, dragă, tu îl respecti pe Dumnezeu despre care profetul David a spus așa, simbolizând cu 2000 de ani înainte de venirea lui Hristos, ce? Puterea lucrătoare a Sfintei Treimi, cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii Lui puterea lor. Deci Dumnezeu Tatăl nu este un Dumnezeu mut și surd, aude și cuvântează. Adică, ceea ce face Dumnezeu Tatăl în lume se numește creație. Ceea ce lucrează Dumnezeu Fiul, adică ipostasul Fiului al Cuvântului, înseamnă împlinirea creației. Eu am venit să împlinesc legea, nu s-o stric, spune mai departe Fiul. Și ceea ce lucrează Duhul Sfânt este lucrarea protectoare, sau pronia, cum spunem noi, sau puterea sfințitoare. De aceea sfințim apa, ați văzut. Cât ar fi preotul de ticălos sau de netrebnic, dacă și-a pus veșmântul și-a luat crucea în mână, unii spunea, nu că e dacă e de argint, nu că a băgat busuiocul, poți să sfințești apă și cu cetină, poți să sfințești apă și cu cruce de plastic. N-are importanță. În clipa în care preotul a invocat Harul Duhului Sfânt și a spus de 3 ori, deci vedeți în numele Sfintei Treimi, însuți Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește apa aceasta, apa aceea rămâne nestricăcioasă și babele bătrâne, că astea tineri au alți gărgăuni în cap, pot să o confirme că în casa lor există aghiazmă mare de 10 ani, de 8 ani, de 20 de ani, de 15 ani, de 30 de ani, nealterată, nestricată, neschimbată la gust. De ce? Este sub puterea Duhului Sfânt. Asta v-am spus-o așa ca idee, ca să aveți niște idei generale. Dacă luăm Sfânta Scriptură de la început, auzim, spunând în sfatul Sfintei Treimi, că trebuie să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Nu după chipul și asemănarea mea. Adică Dumnezeu nu era singur, se sfătuia cu cineva. Iar dacă îl deschidem pe Duhul Sfânt în psalm și căutăm la profetul David, găsim scris așa. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Cine sunt mâinile Tatălui? Fiul și Duhul. În momentul când a fost acel sfat de taină în Sfânta Treime să-l pună pe regele creației pe om ca împărat al făpturii, creația trebuia să îi se supună întru totul. Și acea supunere întru totul a creației constant ce? În pomi veșnic roditori, în pomi veșnic înfloriți, în fructe veșnic în pârgă și coapte, ca omul să nu muncească nimic. Un împărat nu muncește, dă porunci. Dar în momentul în care a fost distribuit ca viețuitor și așezat în acest habitat numit Rai, adică în acest loc ales și binecuvântat, în care Dumnezeu s-a ostenit, spune așa, că a sădit Rai spre răsărit. Deci îți dai seama să-L vezi pe Dumnezeu cu hârlețul. Și amu voi vă veți gândi, păi ce interesant. Când a spus că a sădit Rai spre răsărit, l-a sădit cu cuvântul. Părintele Stăniloae. De ce lucrul acesta? Ca omul să fie fericit. Dar în schimb, acea porțiune de pământ dintre Tigru și Eufrat, în Mesopotamia de astăzi, avea 2 calități distincte. Nestricăciunea, să țineți minte, nestricăciunea și în al doilea lucru, harisma, puterea duhovnicească. De aceea i s-a spus omului să mănânci tot ce vrei și de unde vrei. I s-a spus omului să faci tot ce vrei și să te plimbi pe unde vrei. I s-a spus omului să vezi totul și să contempli fără nicio problemă. Dar i s-a spus și această poruncă scurtă, spune Inocențiu de Odessa, de aici să nu mănânci. Deci iată, deși era omul înduhovnicit, i s-a pus porunca postului. Deci este primul semn că omul este sub o rânduială și sub o ascultare pusă de Dumnezeu Celul care l-a creat. Trecem peste această poveste și mergem la cuvântul după chipul și asemănarea noastră. Ce avem noi din Dumnezeu? Ne spune Sfântul Grigorie, teologul, sau Grigorie de Nazian, cel ce a întregit crezul la Sinodul 2, și ne spune așa, la început omul a fost făcut ca îngerul. Și spune așa, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Prima frază din Scriptură, în capitolul Facete. Dar după
O vreme, imediat la două, trei citate, spune: și a făcut Dumnezeu pe om, bărbat și femeie. Deci ce interesant, sunt două chestiuni foarte interesante, apropiate. Unii citesc și spune: aia așa e textul. Nu e așa textul. Deci imediat ce l-a creat pe om ca un înger desăvârșit, cu trup desăvârșit, dar cu liber arbitru, a și venit tatăl și i-a spus fiului: noi am făcut această creație frumoasă, dar să vezi că acesta va cădea. Și atunci fiul a spus: să-i dăm posibilitatea ridicării. Și tatăl a spus: da, asta vine prin lucrarea răscumpărării. Și Duhul Sfânt a spus: eu o sfințesc. Și automat Dumnezeu a trecut la etapa a doua, repet, și l-a adormit pe Adam într-un somn adânc, care Adam de acum ce avea în el? Avea și femeia în coastă, avea și partea bărbătească, era bărbat. Deci avea organ tipic bărbătesc. Și atunci, adormindu-l, i-a scos lui și i-a făcut femeie. În momentul când s-a deșteptat din anestezie, a zis: iată ostii, oasele mele, de unde știa Adam? A fost de față când s-a făcut intervenția chirurgicală? Nu. Dormea. De ce dormea Adam? Contempla. Era omul desăvârșit, care nu simțea nimic ce simțim noi firesc. Durere, foame, sete, boală, neputință. Era omul desăvârșit din cer, regele creației. Dumnezeu a vrut să-i arate câtă putere a pus în el și l-a făcut un mic creator și pe el, l-a făcut un mic valoros, un boss în grădina Raiului, un mic stăpân, dar peste ce? Peste puterile lui, nu peste altceva. Nu peste puterile lui Dumnezeu. Să-l stăpânești, să mănânci de oriunde. Avea dreptul să aleagă din pomul ăsta, din pomul ăla, din pomul ăla, dar avea și restricție. În momentul în care i-a scos femeia, a spus: femeie, Eva să vă numi ea, adică viață. Os din oasele mele, carne din carnea mea, trup din trupul meu. Iată ce înțelept era Adam. Și apoi Dumnezeu a lăsat în sfatul lor și au căzut. Ce-au alterat? Chipul. Dar cum l-au alterat? Parțial. L-au opacizat, l-au negrit, l-au pătat, l-au terfelit. Și-au căzut în extrema cealaltă, în care orice om, și să o țineți minte până la sfârșitul veacului, fie că ești în calitate de judecător, de jurist, de tată, de mamă, de părinte, de frate, de soră, de cumnat, de creștin, de vecin, când se ceartă doi oameni, întotdeauna Adamul și Eva din ei vorbesc: nu eu sunt de vină. El, ea, tu, noi, voi, ei, eu niciodată. Deci noi nu putem fi vinovați niciodată. Aceasta a moștenit Adam în momentul în care și-a băgat mâna și-a gustat din pomul binelui și răului. A dobândit iubirea de sine, mama tuturor relelor. Tu ești vinovat, Doamne, că mi-ai dat femeia. Tu ești vinovat, șarpe, că m-ai ispitit, îi spune Eva. Și până la urmă tu ești vinovat, Doamne, că l-ai făcut pe șarpe. Deci iată explicațiile logice care stau la baza formării codului penal, civil și a Constituției. Pentru că cea din tâi Constituție care a fost lăsată pe pământ a fost Constituția iubirii. Să vă iubiți unii pe alții cum eu vă iubesc pe voi, iar în Decalog spuneam legea veche așa: să iubești pe Dumnezeu din tot cugetul și pe aproapele ca pe tine însuți. Păi dacă îl iubești pe aproapele ca pe tine însuți, nu-l poți nici viola, nici sparge casa, nici fura, nici omorâi, nici da în cap, nici să-l nedreptățești, nici să-l hoțești, nici să-i faci nimic. Asta e marea taină pe care noi nu mai vrem să o înțelegem. Noi suntem cunoscătorii teologiei moderne. Cunoaștem toate tratatele de Stăniloae, de Floroschi, de toți mari scriitori. Dar nu cunoaștem cel mai elementar tratat al Sfintei Scripturi. Legea bunului simț, nu fă rău celui de lângă tine. Ce dorești să-ți facă oamenii ții fără tu lor. N-a ținut aceasta. S-a denaturat. Și s-a denaturat într-un context groaznic. Pământul să-ți dea pălămidă, tu să trudești, să faci bătături în palmă, să mănânci pâinea cu sudoare, să-ți stăpânești femeia cu forța, ea să-ți nască fii, să o doară, într-o durere de fii, să simtă că trăiește și că există.
Iată câtă mânie din partea lui Dumnezeu pe două biete făpturi proaste și necunoscătoare a nimic, care s-au trezit deodată știind de toate. Și așa se explică tot ce vedem noi în știința modernă și în paraștiința și în paradescoperirile, începând de la acceleratorul de particule până la ultima navă care zboară în cosmos și numără stelele. Și dacă spune acolo, nenumărate sunt stelele, m-au lăudat îngerii mei când le-am făcut ca puzderea și ca nisipul mării. Și vii tu, omul de știință, să spui exact câte sunt, dar cine te poate crede că sunt 6 miliarde? Dar poate sunt 7, dar poate sunt 9, dar poate sunt 9 miliarde și o stea, sau poate sunt 7 miliarde și 2 stele. Deci nimeni nu știe. Toate le-ai făcut cu înțelepciune. Trimițând tu Duhul tău, vei înnoi fața pământului. Lua vei Duhul tău și se vor sfârși și în țărâna lor se vor întoarce. Iată ce frumos vorbește David despre Duhul Sfânt. Ne întoarcem la Sfânta Treime și o mai găsim consemnată într-un loc foarte important, tot în neamul omenesc, când și-au luat oamenii razna și-au făcut un turn înalt, se numește Turnul Babel. Trebuie să citiți neapărat Vechiul Testament. Într-o vreme credeam că e obositor, dar e foarte frumos, dar trebuie citit cu atenție. Au făcut oamenii un turn înalt să treacă deasupra norilor, că dacă a mai ploua vreodată și s-a mânia Dumnezeu și a dat apă multă, să nu mai să nece lumea, să stea acolo sus pe turn. Și a zis Dumnezeu, ăștia sunt nebuni. Și le-a încurcat limbile. Deci să ne pogorâm și să vedem, spune Scriptura. Și le-au rătăcit limbile încât n-au mai știut ce se întâmplă și au mers pe fața tot pământul. Chedrinos în Hronograf spune că ar fi 72 de limbi. Oi, nu știm exact, dar știm un singur lucru. Că Eber a fost singurul care s-a retras în munte și a păstrat limba veche ebraică rămasă de la Hristos, de la Adam, în care s-a păstrat și învățătura Sfintei Scripturii, iar ceilalți au continuat cu îndărătnicie să zidească turnul până au obosit și s-au ostenit și s-au distrus între ei, că unul cerea apă, altul da cărămidă, unul cerea paie, unul dădea lemne. Deci se făcuse un haos. Deci Dumnezeu le-a întunecat mințile. În momentul în care le-a întunecat mințile, le-a întunecat mințile să nu poată face rău diavolului. Dar când a fost nevoie să facă binele lui Dumnezeu, tot același Duh Sfânt le-a luminat mințile încât au putut să-i adune pe oameni. Dacă la Babilon le-a întunecat mințile să nu mai știe ce fac între ei, la cinzecime le-a luminat mințile să înțeleagă toți între ei, cum v-am spus ieri, și mezii, și parții, și elinii, și grecii, și mesopotamienii, toți ascultau limba galileilor, dar înțelegeau limba lor, glasul alia. Deci vorbirea în limbi, nu ceea ce fac penticostalii. Și iată, în felul acesta s-a răspândit Evanghelia pe tot pământul. Mărturia Vechiului Testament de prezența Sfintei Treime este simbolul celor trei îngeri de la stejarul Mamrei. Tot un fel de epifanie, tot un fel de arătare. Așa se numesc arătările acestea. Epifanii. Au venit îngerii la casa lui Avram, au mâncat, au cinat, nu repetăm momentul Sodoma și Gomora, l-am discutat și nu ne mai interesează. Și trecem mai departe. În momentul în care are loc întruparea Fiului lui Dumnezeu, v-am spus și ieri și am repetat lucrul acesta, că era în contextul Duhului Sfânt, puterea celui prea înalt te va umbri, deci puterea Tatălui, și Duhul Sfânt va veni peste tine și vei naște prunc. Ce era fiul? Ce calitate avea fiul? De fiu în continuare, deci filiație față de Tatăl, prin faptul că el n-a plecat niciodată din sânurile Tatălui, schimbându-și misiunea și menirea cu care a venit. Veșnic fiu, sau fiul veșnic al lui Dumnezeu. Dar din mamă suvrem, deșertat în chip de rob, să ne ducă la starea cea din tâi, cum spune Atanasie cel Mare, să ne facă pe noi împărați. În momentul în care vorbim de Sfânta Treime, o găsim, cum v-am spus, la schimbarea la față, pe Tabor. O găsim pe Sfânta Treime, la înviere. Lumina aceea din mormânt, care la miezul nopții a cutremurat pământul și îngerul a răsturnat piatra, nu era decât lumina Duhului Sfânt care ducea pe Fiul la tronul Tatălui, cela ce pe scaun ai fost cu Tatăl, toate umplându-le cela ce ești necuprins. Același lucru îl găsim, cum v-am spus, și la înălțare și la pogorârea Duhului Sfânt și îl vom mai găsi cu mare precădere încă în două locuri importante.
îl vom găsi la venirea pe cer a Fiului omului, când spune așa, Tatăl a dat toată judecata Fiului. Deci iată, găsim din nou prezența Sfintei Treimi. Și cei de-a dreapta vor străluci ca soarele și cei de-a stânga vor scrâșni și vor plânge și toate neamurile vor tremura că n-au cinstit semnul Fiului omului, adică semnul cruci. Dar mai avem încă o epifanie totală și revelată nouă în baia și puterea Sfântului Botez. Când spune acolo, se botează robul lui Dumnezeu în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Adică mă îmbrăc cu Hristos prin moarte, înviez cu Hristos și mă îmbrac cu El într-o înviere și viez în Duhul Sfânt ca o oaie cuvântătoare a treimii cele de o ființă și de ființă, treimii cele de o ființă și nedespărțită. Dă-mi mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Și noaptea îi conducea pe ei în stâlp de foc și ziua în nor, spune psalmistul David, ca să vedeți că nu e o minciună. Și dacă ne ducem în Sinai, unde s-a dat tablele legii, găsim același fenomen interesant. Tunetele și fulgerele și flăcările și focul și cutremurul sunt puterea Tatălui, iar glasul ca de tunet ce se aude din munte este puterea Tatălui care spune să nu se apropie poporul, să nu moară. Deci vedeți lucruri foarte importante și interesante pentru noi ca tot știutori legați de elementul numit Sfânta Treime. Deci aceasta înseamnă Sfânta Treime. Simbolic în icoane, Rubleov a reprezentat-o cel mai frumos ca fiind cei trei tineri de la stejarul din Mamre, iar Biserica Apuseană, renascentismul, a pus în icoana Sfintei Treime un porumbel, luându-l de la botez, a pus pe cel vechi de zile cu părul alb ca zăpada și haina ca lâna, și cu părul ca lâna și haina strălucitoare ca zăpada, acum l-a văzut în schimbarea la față, până se face norul ăla luminos și nu s-a mai văzut nimic și cum a mai fost văzut odată de profeții Vechiului Testament. Iar pe Fiul l-a pus cu chipul nostru așa cum a arătat el om desăvârșit atunci când a fost răstignit sau când a ieșit la propovăduire. Este un simbol mai puțin identic, deci cu realitatea Sfintei Treimi, pentru că Dumnezeu nu este nici tânăr, nici bătrân, Dumnezeu nu este nici copil, nici matur, Dumnezeu nu este nici porumbel și nici om, ci Duh este Dumnezeu, așa spune Scriptura. Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Iarăși spune, Eu sunt calea, adevărul și viața, Eu sunt ușa oilor, deci iată denumiri care nu pot fi comparate cu iconografia. Dar pentru priceperea minții omenești, când vorbim de un fiu lângă un părinte, evident căutăm în închipuirea iconografică să așezăm pe cineva mai mic lângă cel mai mare. Dar Apostolul Filip ne clarifică problema aceasta și zice, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl. Și el spune foarte frumos, Iisus, Filipe, n-ai cunoscut atâta vreme cât ești cu mine, că eu sunt într-un Tatăl și Tatăl într-un mine? Eu și Tatăl una suntem. Deci, nu putem vorbi de doi Dumnezei. Și cum ne dăm seama că nu putem vorbi de doi Dumnezei? Foarte simplu și eficient. La bobotează când s-au deschis cerurile, cuvântul om a intrat în apă și n-a scos o vorbă, că era fără de păcat. Dar în schimb a vorbit cuvântul Tatălui din veac, care era deșertat și în Fiul omului, dar care era și pretutindenea, omniprezența lui Dumnezeu din veșnicie. Deci n-a fost o vreme când Tatăl n-a avut cuvânt sau a fost lipsit de cuvânt, ci cuvântul a fost de-a pururea cu Tatăl. Spune Părintele Stăniloae, foarte frumos, lucrarea Fiului se revarsă în dragostea Tatălui, dar lumina Duhului se revarsă în dragostea cu care Fiul lucrează pentru Tatăl. Și spune foarte frumos, eu n-am venit să fac voia mea, ci am venit să-i fac voia Celui care m-a trimis pe mine. Deci de ce v-am amintit lucrurile acestea despre Sfânta Treime? O să găsiți prin cărți și o să găsiți prin ce mai citiți povești din acestea, că soarele are rază și are lumină și pomul are frunză și are tulpină și are rădăcini. Nu putem cădea în fantezii panteiste. Dumnezeu nu-i materie. Dumnezeu este Duh și pentru că este Duh, în Duh trăim și în Duh gândim. Deci trebuie să depășim limita pământească în care să vedem Sfânta Treime
un baubau format din trei oameni. Nu există așa ceva. Este puterea creatoare a Tatălui prin care noi în fiecare clipă, dacă ne-ar lipsi o singură particulă de oxigen, n-am existat. Dacă o clipă n-ar exista aerul pe care îl respirăm, și să știți că asta e marea taină. Cel ce ai răsuflat aerul din visterie, deci ca o, ai pus cerul ca un cort, spune psalmistul. Deci în clipa în care noi am respirat oxigen de la tub, fără celelalte elemente din atmosferă, noi am murit. Pentru că în echilibru acesta atmosferic sunt toate elementele de care ai nevoie. Omul nu trăiește numai cu oxigenul simplu. Deci acest oxigen pe care îl dă Dumnezeu, aerul pe care îl răsuflăm noi și cu care ne încărcăm plămânii și facem circulația în corp, acesta este un aer plin de duh de viață. Dacă bagi o plantă în laborator și o pui într-un mediu din acesta vid, fără niciun element chimic din atmosferă și îi bagi numai oxigen, ea se usucă, nu crește. Pentru că ce se întâmplă? Acolo noi mai avem în atmosferă și azot și alte mici elemente care alcătuiesc combinația a ceea ce are nevoie organismul nostru ca să existe. Deci asta este cea mai mare putere. Și aici vă spun încă o dată legat de prostia pe care o aveți voi în cap de multe ori, ce părinte s-a uitat la mine și mi-a făcut vrăj. Păi cum să se uite la tine și să-ți facă vrăj dacă între tine și vrăjător e Dumnezeu, e aerul pe care îl respiri și El e în tot ce mișcă, în fiecare particulă, în fiecare atom? Păi nu-i prima dată Hristos între tine și rău? Tu în loc să-L respiri pe Hristos, îl dai la o parte și faci loc răului? Noi ne atragem forțele răului. Noi ne atragem forțele oculte. Prin ce? Prin studierea cărților, să văd cum trebuie să mă apăr. Dar de ce trebuie să mă apăr când eu am scris în rugăciune bucură-te ocrotitoarea celor credincioși, bucură-te mângâietoarea celor scârbiți, bucură-te ajutătoarea celor necăjiți, sau când spune Mântuitorului, bucură-te mirele de taina sufletului meu. Păi dacă eu l-am pe Hristos în suflet și în inimă, de ce este nevoie să fac o concesie, să mă duc la zodiac, să-mi caut luna, ziua, ceasul, racul, dracul, anul, clipa, șarpele, simbolul, dragonul și să văd eu ce spune cineva despre acela. N-are ce să spună. E o constelație care reprezintă 30 de zile de pe cer, care înseamnă mișcare de evoluție a astrelor, fie că e luna plină, fie că e goală, fie că e pătrat 1 sau fie că e pătrat 2, dracu are aceeași culoare, deci nu luna îi dă puterea sau scăderea, nu steaua îmi dă soarta sau nesoarta, dar oamenii s-au învățat să aleagă aceste, după vechile astronomii, să aleagă aceste puteri oculte și să spună, da, ăsta e în zodia racului, trebuie să spânzure. Ăsta e în zodia leului, trebuie să-l mănânce pe vecinul. Ăsta e în zodia cancerului, trebuie să moară de cancer. Nu așa. Deci nu are nicio treabă una cu cealaltă. Noi suntem născuți sub steaua care au văzut-o magii la răsărit, stătând deasupra unde era pruncul. Și aceasta este asemenea magilor. Când mergi pe cărarea lui Dumnezeu, ești sub stea. Și când ieși de sub cărarea magilor, nu mai ieși lângă stea. Aia este steaua noastră, este proverbul popular. Vai de steaua ta! Așa este. Când ai ieșit de sub steaua care a călăuzit pașul lui Hristos în lume, ca om, din pântecele Fecioare a ieșit și de sub rânduiala lui Dumnezeu. Retrage-te înapoi sub stea ca să fii sub protecția lui Dumnezeu. Unde nu vezi steaua strălucind, caută cărarea stelei. Nu-ți căuta tu stele călătoare și mișcătoare după voia ta, pentru că și dracii pot aduce stele pe cer, tocmai ca să te deruteze și să te înșele. Și cea mai mare stea sub cer, așa spune, una e strălucirea lunii, alta e strălucirea soarelui, stea de stea se deosebește în slava sa. Cine sunt aceste stele? Sfinții care ne ocrotesc. Vasile pe cei ce cheamă Vasile, Constantin pe cei ce cheamă Constantin, Ion pe cei ce cheamă Ion și așa mai departe. Sunt ocrotitorii noștri particulari, oamenii de casă, cetățenii lui Dumnezeu și oamenii ai Raiului, care vin să ne protejeze atunci când avem nevoie. Deci consider că cea mai mare stea este puterea Sfintei Treimi,
care a gândit lumea, a creat-o, a iubit-o, a răscumpărat-o, a vindecat-o de păcat și de moarte veșnică și ne-a dăruit nouă, încă o dată, repet, un rai pământesc. Spune lumea, vai, a ajuns pământul ăsta ca în iad. Iadul noi îl facem. Cea din tâi poruncă pe care trebuie să o aveți pentru viitor în voi și trebuie să o avem pentru viitor în noi este aceasta. Spune psalmistul David, caută pacea și o urmează pe ea și vei trăi în veacul veacului. Vreți liniște, căutați liniște. Vreți sănătate, căutați sănătate. Vreți pace, căutați pace. Vreți gâlceavă, gâlceavă găsim. Vreți tulburare, tulburare găsim. Din prisosul inimii vorbește gura. Când bârfești și clevetești, dracu' te stăpânește. Când urăși și dușmănești, dracu' te stăpânește. Când te răzbuni și faci rău, dracu' te stăpânește. Când ai grijă altuia și n-ai treabă, dracu' te stăpânește. Când îți vezi de psaltire, de ceaslov, de grădina ta, de puii tăi, de vaca ta, de copchii tăi, de ocolul tău, de iarba ta, de porumbul tău, de curcile tale, n-ai treabă cu nimeni și ești cu Dumnezeu. Asta trebuie să ne rămână în minte. Pacea și dragostea intertrinitară, cum a iubit Fiul pe Tatăl și cum a iubit Duhul pe Fiul și pe Tatăl și nu s-au despărțit și împreună au lucrat de mii de ani din veșnicie până în zilele noastre, așa trebuie să lucreze creștinii între ei. Prima măsură a judecății, o să vedeți că așa a fost Evanghelia astăzi, nu v-am spus de la mine putere. Dacă fratele tău greșește, ceartă-l între el și tine. Dacă nu mai cheamă unul, doi, dacă nu mai cheamă câțiva ca un sobor și apoi să-ți fie ca un păgân și vameș. Deci singur ne excludem din societatea iubirii. Și la judecata de apoi, spune Ioan Maximovici, un lucru excepțional de frumos. Cu cât omul este mai singur pe pământ, cu atâta este mai mult sortit morții și pieirii și ghearei diavolului. Cu cât omul este mai prietenos și mai omenos, mai blând și mai cuminte, mai calm și mai iubitor de semeni, cu atâta Duhul Sfânt stă mai aproape de el. Iisus a strâns mulțimile în jurul lui, ca drept dovadă că avea iubirea. În momentul în care trăiești singur pe pământ și te înghimbi de fiecare, înseamnă că ai un drac în tine și atunci trebuie să-l scoți afară. Și dacă nu scoți dracul afară, când mori, mori singur. Toți murim singuri, dar este una să-ți vegheze cineva că pătăiul morții și alta să te zbați singur între lumea de dincolo și cea de aici. De ce? Pentru că la judecată vom fi întrebați câți prieteni am avut. N-a spus Mântuitorul Apostolilor, voi sunteți prietenii mei. N-a spus celor care erau la cuvântare, mama ta și frații tăi așteaptă afară. Nu, mama mea și frații mei sunt toți cei ce fac voia mea și a tatălui meu. Aia-s mama mea și frații mei. Aia trebuie să-i căutăm. Dacă găsim această simbioză ca să avem pace cu toată lumea, suntem în pacea Sfintei Treimi. Alminter, degeaba scoatem bilet la autobuz, degeaba venim până în biserică, degeaba dăm comerce, degeaba ne spovedim, degeaba ne împărtășim, degeaba ne străduim. La judecată Mântuitorul are o singură explicație. Nu face logică civilă sau penală. Nu vă cunosc pe voi. Deci este o întrebare și este și un îndemn și, dacă vreți, o meditație pentru acasă, astăzi de ziua Sfintei Treimi, să vă întrebați până data viitoare când veniți la împărtășit, că am văzut că și azi s-au pregătit câțiva și foarte bine, să vă puneți întrebarea, dacă în clipa asta m-aș duce la Hristos, mie ce mi-ar spune? Vino binecuvântatul Tatălui meu sau pleacă de la mine, nu te cunosc pe tine? Asta e întrebarea care vă las pentru acasă. Dacă răspunsul va fi, veniți binecuvântați Tatălui meu, atunci gustați și vedeți că bun este Domnul. Amin.